Te salut în IT World! Hai să explorezi! Un program Scratch cu buclă. Dacă urmărești această prezentare, vei afla cum se transformă un algoritm într-un program Scratch, cum se face citirea datelor în mod interactiv de la tastatură, cum se implementează o structură repetitivă, test inițial, în Scratch. Considerăm algoritmul care realizează însumarea tuturor numerelor naturale de la 1 până la n, n citit de la tastatură, n număr natural. Analizând schema logică, observăm că avem nevoie de 3 variabile, n, k și s. Mai mult, valoarea variabilei n se va citi de la tastatură. Pentru început, va trebui să creăm cele 3 variabile. Acestea se creează în secțiunea variabile, cu click se creează o variabilă. Se introduce numele variabilei și se tastează sau se dă click pe OK. Tot așa, creăm și variabilele K și S. După ce am creat aceste variabile, alegem puzzle-ul când se dă click pe steculeț pentru pornirea programului și să vedem cum putem citi valoarea unei variabile de la tastatură. Folosim un puzzle din categoria detectare. Puzzle-ul întreabă și așteaptă. Acest puzzle are și un parametru de tip text, deci acolo puteți să introduceți orice fel de mesaje. De exemplu, dați valoarea lui n sau n egal, pur și simplu. Apoi se utilizează puzzle-ul din categoria variabile, care setează o anumită valoare unei variabile. Deci setează o anumită valoare pentru o variabilă. Însă, valoarea nu va fi oarecare, ci valoarea stocată intermediar în elementul răspuns din categoria detectare. Deci, întreabă n egal ce așteaptă, setează n la răspuns. Așa se citește valoarea unei variabile de la tastatură în Scratch. Construirea întregului program pas cu pas se poate vedea în filmul care urmează. Avem nevoie de 3 variabile. Prima variabilă se numește n. A doua se numește K și a treia S. Evenimentul de pornire a programului să fie când se dă click pe steguleț. Pentru citirea variabilei N de la tastatură, avem nevoie de un element de la detectare, și anume întreabă n egal și așteaptă. După aceea luăm de la variabile, setează
și în loc de K luăm N, la și revenim la detectare și alegem răspuns. Iată deci ce se întâmplă. Hai să pornim programul. Deasupra personajului principal apare întrebarea N egal cu cât. Dacă introducem 7 și tastăm Enter, observăm că valoarea variabilei N a devenit 7. După aceea, introducem un control de tip la infinit. Pentru că vrem să simulăm structura repetitivă cu test inițial. Testul inițial va fi un bloc. Dacă și între timp mai avem nevoie de valoarea lui S, care trebuie setată la 0, și valoarea lui K, iarăși setată la 0. Dacă K este mai mic decât N, atunci se va executa însumarea și se trece la următorul K. Pentru asta, în parametrul blocului dacă, în zona aceasta, trebuie să introducem un operator de comparare în felul următor. Dacă variabila K este mai mică decât variabila N, sau dacă valoarea variabilei K este mai mică decât valoarea variabilei N, mai precis, atunci setăm K la K plus 1, dar K plus 1 iarăși este un operator. Deci setează K la K să avem grijă să nu pierdem elementele și să le potrivim bine. Micșoresc puțin locul. Deci iată, setează K la K plus 1. După aceea, tot la fel, setează S la S plus K. Vreau să programez. Deci setează S la, și o să fac o dublură de pe această formulă, pentru că aici va trebui doar să înlocuiesc S-ul, deci din categoria variabile. Avem S. Deci, când se dă click peste guleț, se citește N de la tastatură, se setează S la 0, se setează K la 0 și se execută în mod repetat testarea. Dacă K este mai mic decât N, atunci setează K la K plus 1, setează S la S plus K. Altfel, deci avem nevoie de fapt de blocul dacă, atunci altfel, o să schimb acest bloc dacă unul care are ambele ramuri. Este foarte ușor de efectuat această schimbare.
Deci altfel, o să mai mișorez un pic locul. Altfel ce trebuie să facem? Altfel înseamnă că K a ajuns până la N, deci algoritmul trebuie oprit și trebuie afișat rezultatul. Rezultatul este în variabila s și pentru asta avem nevoie de un operator care alătură mesajul s egal cu valoarea variabilei la valoarea variabilei s și afișează. Avem la aspect spune s egal s. Să vedem cum funcționează. Deci pornim programul. N să fie, să zicem, 7, așa cum am zis, suma este 28. Oprim programul, mai rulăm o dată, dacă alegem 5 pentru N, se va calcula suma 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, care este într-adevăr 15. Mulțumesc pentru atenție! Succes!